În această perioadă, oamenii legii desfășoară frecvent acțiuni de control cu scopul depistării comercianților de produse pirotehnice și aproape de fiecare dată găsesc noi negustori iliciți. Ultimul caz este acela al unui tânăr de 15 ani care nu a putut explica de ce avea asupra sa numai puțin de 170 de articole pirotehnice. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște au depistat un tânăr de 15 ani din Răzvad în timp ce deținea fără drept circa 170 de articole pirotehnice din categoria a doua. Pe numele celui în cauză s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de efectuare fără drept de operațiuni cu articole pirotehnice. Polițiștii dâmbovițeni anunță că vor continua acțiunile pentru prevenirea, identificarea și combaterea evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale privind deținerea, comercializarea, importul, depozitarea și folosirea articolelor pirotehnice.